Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Hei, lume, bine ați venit la un nou video din Tekken 7! Uite că am dat exact unde rămâsese săptămâna trecută. Cu explozia aia. La capitolul 3. Oh, și am înțeles oarecum mai multe despre poveste și despre cum se joacă jocul, deci probabil că o să ne descurcăm mai bine în video-ul ăsta. The newspapers put it down to a coincidence, a series of tragic occurrences. Oh, why? But the truth was far more sinister. Care e ala? In reality, an attempt by G Corporation to take out one of their own had failed. Oh, why? And the man they had targeted came baying for revenge. Și cine e acel om? The missed target's name was Kazuya Mishima. After disposing of the guilty parties without so much as dirtying his hands, Mishima began to manipulate G Corporation from the shadows. Oh, vai. Deci Kazuya era targetul. Oh, damn. În câte am zis... Oh, never mind, las-o așa. Says here they're based in Italy. A society of exorcists who've historically held influence throughout Europe. What the fuck? What are you planning this time? Jin が財閥を使ってめちゃくちゃしよったからな。ああ。世界を掌握するためには、カズヤを倒すだけでは意味がない。世界中の世論を味方につけねばならん。Surely you can't be planning on using the society's underground network? G 社のトップがデビルであることが知れ渡れば、晴れて人間であるわしの正当性を主張できる。OK。今回の大会はその格好の宣伝の場となるじゃろう。Mie cam greu să pun cine e ăla rău și cine e ăla bun când toți par răi. Încă nu înțeleg care e chestia bună în jocul ăsta, ca știu cu cine să țin sau ceva de genul ăsta. Just saying. Că la început mi s-a spus că ăsta e rău. Și apoi îl văd pe Kazuya care pare rău. Utte hibikanu nara neji fuseru made. Touzen no taiyou ja. If you say so. Tot nu înțeleg de ce dracu e combinația asta între japoneză și engleză. Da, bine. E primul joc care face chestia asta așa. Mamă, ce dă moșul. Sonna omocha de wa washi wa taosen. Sei venuto di persona. Allora è vero ciò che si dice sul tuo conto, Heihachi. What the fuck? Sama ga saikyou no exorcisto. Claudio ka. Acum așa vorbesc toate limbile. Aver declinato la tua offerta. La puța mea, ce dracu. Cacciatori Sirius sono unici a lui. Siamo sempre stati indipendenti. Non intendiamo metterci al servizio dei capricci di qualche corporazione. Dici che io reclamo la teleshopping. Se è così, dovrò escogitare un'altra soluzione per farti ragionare. Osserva. What the fuck? Stai așa. Ideea e că eu pot să-mi setez niște binduri la combinații. Gen astea să nu trebuie să apăs eu două butoane, ci să fie pe ceva mai ușor. Ei, eu. Hai cu mine! Stai, nu te-a calmat încă? Shit. Oh, gata. Stai că e supărat. Au! Mamă! Bine, mă! Fuck, are armură. Bă, ești culmea ce-mi dă ăsta!
Rage Art! Rage! Rage, bitch! Dracu să te ia, bă! No! Mamă, frate, cum se joacă jocul ăsta? Ok, hai. Se e così. Dovrò escogitare. Păi, greu jocul ăsta. Trebuie să sunt pe normal, că trebuie să dau pe easy. Shit. Fuck. Vai! Chinei! Tut! Gata! Ah! Așa. Stai, vină cu grab-ul. Ei! Stai. Controller. Da, uite, pe ăsta nu le-am aici. Throw. Shit, nu. Așa. Presupun. What the fuck? No! Confirm and exit. I could probably be mai ușor așa. Shit. Vino cu ace, fraiere. Shit. Am parat-o? N-am parat-o. Mau, m-a nimerit. Ia de aici, fraiere! Oh, oh! E direct. Mamă, nene! Claudia vieții. Tu... Tu sei un umano con la forza di un demone. Ia uzi. Vași va șoșin șoame, ringen sama da. Șicași, vași no muscu, Kazuya va cigar. Questo demone. Vuoi davvero opporti a un simile abominio? Jagara saisan tsukoku shita hazu. Washi to omae no mokuteki wa onaji. Tomo ni debiru toubatsu o mokuromu mono ja to. Damn boy. Kobushi de no ketchaku wa tsuita. Kisama ni wa yoron no sendou ni hitoyaku katte morau zo. Cum se înțeleg oamenii ăștia între ei? God. Mie persoană, mi-e greu să înțeleg ce se întâmplă alea ca așa. Just saying. Dar totuși, destul de interesant până acum, deci... Domnul Hayachi ăsta vrea să distrugă demonul care aparent a fost Kazuya. Și din câte am mai auzit și am văzut, a fost și Jin, pentru că am auzit de o chestie numită Devil Jin. Deci... Probabil că o să vedem mai multe chestii. Day in, day out, I found myself at the library, poring over articles. Company directories, history books, you name it. I scavenged them all, looking for anything I could find on G Corporation's Kazuya, including his historical and familial links to the Mishima Zaibatsu. The truth had to be revealed, even if it meant doing so alone. The Mishimas were warriors hailing back as far as the Taira and Minamoto eras. Damn! The advent of World War, they capitalized on the increased military demand. During my research, I came across two significant names. The first was Jinpachi Mishima. Oh. Head of the Mishima clan during the war, he abhorred needless combat. He reacted accordingly against the organization's military expansion. Resolving instead to devote his family's legacy solely to martial arts. However,
All that changed when Heihachi wrested control of the family helm, proceeding to rename the organization. As its head, Heihachi secured its reputation as a world-leading military firm. Which brings us to the second name, Jin Kazama. Uh-huh. Seizing control from Heihachi, he reigned over his empire until only recently. He was also the one who started this damn war, which took everything from me. I dreamed of one day killing him with my bare hands. Wow! Ușor, domnule reporter! Ok, ce vrea pe Jin? So che il suo demone interiore supera perfino quello di Kazuya. Un momento. Chi fosse lui? Do you know something? Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso in Estremo Oriente. Ningen to wa omoenu ka. Tashika ni yatsu wa etai no shirenu bakemono ja. So that means Jin is. Doko ni iyou to kamawan. Tonikaku nan toshite demo mitsukedashi, koko ni hittatete kuru no ja. Wow. Okay. Oh, sigur e în deșert, pentru că văzim noi ceva în deșert, o chestie. Și nu e ăsta. Ăsta-i Jin? Pare a fi cineva. Everything looks clear. En route to the United Nations HQ. Roger that. Oh, el e. Oh! Cineva a făcut praf în elicopter. God damn, boys. Ah, uite, faza de la început. Stai, ăștia chiar îl urmăresc? Și-și fac speranțe să-l omoare sau ceva? Proastă idee. Mamă! Damn, boy. Într-o piață din Orientul Mijlociu. Avem Jin ăsta sau e altcineva? Da, o ele. Mamă, ce frez are! Sigur n-a râs foarte diferit față de restul oamenilor. Au, și ăsta vorbește japoneză. Wow! Mamă! Cine a venit? Îmi place cum e îmbrăcat. What the fuck? Cine e asta? Reinhardt! Ah, nu, e Lars. Ar fi Lars. Am văzut leul ăla pe umeri și am zis, mamă, e Reinhardt, fii atent. Serios? Ok, let's fucking do it, boys. Senpaku kekukaku! Ah, nu? Asta nu-i culoarea. Ah! Vino qua, ce mo! Oh my god! Oh, face! Du-te, frate, cât de cheesy e asta! Cred că și ăsta e bun, de atât ce Jin știu că e personaj bun. Cred.
Mamă, Call of Duty! Băleu! Beiște, bă! Mamă, dacă dar mă ăla! Chetonite, Kazama Jin no sugata o toraemashita. Opa. Is that Lars? Chine Lars. Oh, yasu mo Jin o neratte ita no ka. Things just got a whole lot more complicated. Sugu sama tsuiseki butai. Let's move as me six feet accurate Chine Lars ala. We'll have to stay one step ahead. Yeah, I was. Ma se l'essere disumano in Estremo Oriente non era Jin, chi era? O cosa era? Asta nu știu, boss. N-am răspunsuri chiar la orice. Mamă, frate, acele rachete dau. Ăla-i acum? Uite, cele demonul din Orientul Mijlociu. E acum, boys? Am uitat că jocul ăsta e îmbrâdigat cu Street Fighter. This lead sent me on a journey through countless documents. Doamne, partea asta e așa de plictisitoare, care explică asta totul. In a single paragraph, Kazumi Hachijo. There was no mention of what kind of life she and Heihachi had led together. But it confirmed that Heihachi was Kazuya's father and Kazumi his mother. That's when I realized something shocking. The year Heihachi seized control from Jinpachi and established the Zaibatsu. Yeah, nu credeam uit nevasta. His wife Kazumi had died and Kazuya had fallen from a cliff, sustaining terrible injuries. Oh. What could all this mean? Că Heihachi a omorât-o pe nevasta și l-a aruncat pe fiul peste deal. Oh, ce badass arată asta. Mi-aduce aminte puțin de Mega Man sau, nu, de Atomic Boy, frizura ăsta. We have a handle on Heihachi Mishima's movements. It appears he is conducting a thorough search for Jin Kazama. Jin-o-tsukau-kika-o. Mamă, frate. Uite că are un ochi diferit față de celălalt. Wow, asta a fost tot. Frustration had become a part of my daily life. Eventually, I ran into a guy in a restaurant. His eyes burned with an almost ungodly fighting spirit. And he looked at me as though he could see the darkest depths of my soul. So, you're the one who's been looking into the Mishima Zaibatsu's affairs? The fuck? He said before making his way to the exit. The way he stared at me from the door let me know that he wanted me to follow him. Hypnotized, I walked slowly towards him. As we left the restaurant, he formally introduced himself. His name was Lee Chao Long. What the fuck, you know me? Ce înseamnă toate astea? Whoa! Whoa! What the fuck? Excellent. Tasketa on o keri de kaesu to wa tonda jajauma buri da. Oh my god, Pansu! What the fuck, that a cup? Kiyoku system ga mada seijou de nai you da to. Oh my god. That's creepy. Fushinsha o kakunin. Haisho shimasu. Whoa. Waifu stop. Oh my god, this Alisa. Fuck up with dirigenta, man. What the fuck? Vrea să-mi dea cu capul sau ceva? Shit! Au!
Stai cu minte, tanti! Deși sunt fan al... al ștrampilor. Mamă, ce i-am dat-o! Mi-a dat un punct de a căzut capul, nu cred! Oh my god, are vor mașini în loc de... Are drujbă în loc de mâini. Oh my god! Shit! Ah, că încerc să parez, nu mă lasă! Oh my god! I'm gonna rage at the bitch! Oh my god! Dai! I-a băgat-o în cur! I-a băgat-o în gură, de pardon! LOL! Doamne! Ce combo-uri! Masaka! Oh my god, asta-s din cealaltă Tekken-uri decât te văd că e grafica mai proastă. Henna wa yokei da ga. Ato, Lee Chaoran da. Ma, omoidashite kurete kouei da. Demo, naze anata ga watashi wo? Naruhodo. Kanzen kaifuku to made wa ikanakatta ka. Damn boy. Creepy Leo. Creepy Leo. Lol. I already knew about Lee Chaolan's company, Violet Systems. Da, mă, dar noi să ne oprim aici cu acest video din Tekken 7. Sincer, sunt de mișto până acum. Începe să mă intereseze foarte, foarte tare, gen ce se întâmplă, ce-i cu demonul, și am văzut un pic din acum acolo, pentru că primul personaj pe care l-am jucat când am intrat în Tekken am fost acum, pentru că pana mea, Street Fighter și chestii de genul ăsta. Și acum, oameni buni, dacă v-a plăcut acest video din Tekken 7, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!